Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Este vorba despre semințele de rozmarin de la Semluca. Asta știu că ăștia de la Semluca nu împachetează semințele decât într-un singur plicușor, adică ăsta exterior. Ia să vedem noi ce spune aici. Deci să seamănă în martie-aprilie sau să răsădește în mai sau să răsădește tot timpul. Să plantează 20 cm între rânduri și 10 cm între plante și să recoltează începând cu luna mai până în luna septembrie. Așa, uite cam. Acum valabil până în 2023, deci încă e valabil. Să desfacem plicul, să vedem cum arată semințele. Hei, ia ca pozna că ăștia de la Semluca, numai la brocoli au uitat să pună plicușorul. Văd că la rozmarin am pus. Am aici, cred că 10 semințe, e mult dacă 10 semințe de rozmarin. Dar la 1,52 lei, cât vrei să-ți spune. Da, parcă e cam puțin 10 semințe. Cred că costă mai mult ambalajul. Am desfăcut plicușorul, acum eu nu știu care e semințe și care e altceva. Hai, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, mă rog, văd 25 de chestii. Ia să vedem dacă miroase. Nu miroase nimic. Dar ori am COVID, ori e... Mă rog, deci o să luăm un borcan. O să vărsăm semințele în borcan. Ia ca că semințele nu vor să verse. Așa. Dacă nu vor, să le pun în alt borcan, în borcanul ăsta cu apă cu tot. Așa, strângem capacul, agităm apa și lăsăm 24 de ore. Da, foarte probabil să pierd semințele cele 25 de semințe sau ce ori fi fost, s-ar putea să le pierd așa fără să-ți dai seama. Da, până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută!